Dorul trebuie să refacă destine. Deci orice partitură pe care o ai într-o piesă de teatru sau de film, sau ea este un destin. Este o viață. Cum spunea Eminescu, Eminescu prin Decebal, cu orice om ce l-am pierdut în luptă, o lume de speranțe am îngropat. Deci orice om, noi nu mai știm asta, dar orice om este o valoare. Iar când moare, dobânzile-i cresc. Cum spune Păunescu, când n-ai fost simplu viciu pământesc, ci spirit răstignit pe stări contrare. Ați refăcut destine prin rolurile pe care le-ați avut. În filme și în teatru. M-am străduit. Uneori am reușit, alteori mai puțin. Replica aia de care mi-a amintit dumneata, nu-mi pare rău că mor, îmi pare rău că nu m-am priceput să trăiesc, am luat-o de la o călugăriță. Eu am propus-o. Ați introdus-o în film? Da, nu era în scenariu. Și eu am trus. Am luat-o de la o călugăriță care a avut o boală din asta incurabilă. Și spunea, nu-mi pare rău că mor. A fost mai lungă ce spunea dânsa, dar n-am luat. Tot am luat numai atât. Nu-mi pare rău că mor, îmi pare rău că nu m-am priceput să trăiesc. Și nu ne pricepem să trăim. În general, așa este o întrebare a ziariștilor pe un artist. Dacă ați începe acum viața cu la nivelul de înțelepciune care sunteți acum, cum ar fi? Exact cum a fost. Aveți vreo vârstă preferată la care v-ați fi dorit să rămâneți? Păi am, la care am și rămas, 50. 50. De ce vârsta de 50 de ani? Este un sistem de viață care nu aparține Occidentului. Aparține lumii asiatice. Ei consideră omul ca ființă energetică. Așa cum e și Dumnezeu. Deci, pe noi ne-a dus în eroare vorba asta că omul a fost făcut de Dumnezeu după chipul și asemănare. Și atunci am crezut că Dumnezeu este așa cum suntem noi. Nu! Asemănarea noastră cu Dumnezeu nu este fizică. Este energetică. De-aia a venit Iisus ca un om al principiilor virtuților. Asta ne-a dat Dumnezeu. Virtuțile pe care nu le folosim. Am luat-o pe calea cealaltă. Cum spunea Isaac Sirul. Am luat-o pe calea spre moarte și nu spre viață. Pentru că problema asta a vieții și a morții n-am înțeles-o niciodată. Nu l-am înțeles nici pe Iisus. Deși Iisus, Dumnezeu, l-a trimis ca să dreagă într-un fel ce a făcut primul Adam. Să dreagă, să ia de pe lume această pată. Dar noi nu l-am înțeles. Am spus, da, ai luat-o, foarte bine. Și n-avem nicio obligație față de Iisus. Avem vreo obligație față de Iisus? Noi nu ne considerăm obligați să-L urmăm pe... Da, așa, de pe... Deci aici este credința. Este o poveste cu Alexandru cel Mare care a întâlnit un soldat care a purtat numele lui. Dar soldatul era un băiat foarte rău. Și Alexandru cel Mare a spus, domnule, ori schimb comportamentul, ori numele. Ei, aceeași treabă ne vine nouă. Noi trebuie să ne schimbăm comportamentul ca să putem să-L urmăm pe Iisus. Apropo de moarte și de pierderea celor dragi din această viață, care a fost cel mai dificil moment, cel mai greu moment din viața lui Dorel Bișan? Când a plecat soția mea, care a plecat foarte tânără, la 45 de ani, la 49 de ani a murit. Cum v-ați împăcat cu această pierdere, din perspectiva credinței? M-am împăcat, pentru că
Noi nu depindem de destin. Avem numai impresia. Și Goethe spunea, cai destinului, cunoți drumul. Deci noi nu mai ținem hățurile. Dar cai știu unde să meargă. Deci asta a fost în destinul meu o treaptă. Cum spunea maică mea, când îi se întâmpla un lucru, spunea, eram datoare și cu asta. Splendid spus. Superb. Apropo de înțelepciunea simplă, da, țărănească. Da, da. Eram datoare și cu asta. De-aia mi-a rămas un principiu de la maică mea, cu care am trăit toată viața. Cine nu te iubește, nu te merită. Și unul de la taică meu, cu care am trăit și trăiesc în continuare, să nu fugi niciodată după căruța care nu te așteaptă. Deci erau principii de viață care te formau. Aici este singurul Pavel, Sfântul Apostol Pavel a spus Iisus în mine. Nu eu, ci Iisus în mine. Ceilalți apostoli n-au spus acest cuvânt. Dimpotrivă, unii n-au avut încredere în Iisus. Chiar și Petru, când a spus Iisus, Petre, n-ai destulă credință. Deci aici este problema noastră a oamenilor. De acolo noi nu știm să trăim, pentru că noi nu știm exact ce este credința. Nu știm exact ce este credința și nu știm exact care e rostul nostru pe acest pământ. V-ați imaginat vreodată reîntâlnirea cu soția? Da, mi-o imaginez tot timpul. Cum v-ați imaginat-o? Cum ați perceput-o? 30 de ani au trecut de la... Eu cu soția mea, de când a murit, sunt mai mult cu ea decât când trăia. Înțelegi? Că atunci când despărțeam, ea mergea la treabă, eu mergeam la treabă, dar acum e în gând. Și gândul e mai aproape. Și multe lucruri le-am mai dres în relațiile noastre, dar am avut noroc și de niște copii extraordinari de buni și de niște nurori extraordinare și de faptul că am trăit atâția ani cu soția mea într-o armonie care a creat familia, care a creat drumurile și ale noastre și ale copiilor. E foarte important să fie această armonie în familie, pentru că numai unde e armonie e iubire și pace. Aici este Dumnezeu.